Din episoadele anterioare, Vlad a făcut toate demersurile să o aresteze pe Maria. Printr-un concurs de împrejurări, colegul Adrian Coman a fost suspendat din funcție. Sistematic și diabolic, Vlad își pune în aplicare planul lui îngrozitor, înlăturându-i pe toți cei care îl incomodează. Aceasta este proba? Asta e proba, da. Iulia a găsit o metodă să rămână cu Radu. L-a atras într-un hotel, a montat o cameră video și s-a filmat în timp ce făcea dragoste cu el. Fata nu vrea să utilizeze caseta împotriva lui, ci pentru a-și salva pielea de la măritișul aranjat de Iani. Hai la treabă! Sunt Virgină! În schimbul eliberării Mariei, Diana i-a pretins lui Andrei o noapte întreagă de dragoste. Andrei ar face orice pentru Maria, dar n-ar înșela-o. Ok, deci o lași la închisoare. Înțeles. Primele ore în închisoare au înspăimântat-o pe Maria. Cele două colege de celulă au agresat-o, au hărțuit-o și au amenințat-o. Următoarele ore vor fi critice pentru ea. Urmează iubiri secrete. Iulia i-a aruncat adevărul în față fratelui ei. Nu mai e Virgină, iar responsabilul e Radu Mariș. În aceste condiții e destul de greu să o mai mărite cu Dorel. El chiar trebuie să fie soțul meu. Iulia, te rog frumos, spune-mi că este o glumă proastă. Nu, nu este o glumă. Iulia, eu chiar te rog frumos. Nu, Iani, chiar Iulia, vorbesc foarte serios. Este chiar prima oară în viața mea când te rog frumos să spui că este o glumă proastă. Nu, Iani, chiar nu este o glumă proastă, este adevărat. Mi-am pierdut virginitatea cu Radu. Iulia, te rog, fratele tău mai mare, frumos. Iani, încetează. Te rog din suflet, din inimă, din stomac, din adâncul ființei. Spune-mi că e o glumă! Iani, nu mai tipa la mine! Dacă nu mă crezi, am chiar și dovezi. Ce dovadă, fă! Uite-te! Uite-te și o să vezi! Deci tu, sora mea mai mică, te duci și te cordești cu Radu și mi-aduci cordeala înregistrată pe CV! Altfel nu mă credea, Iani! Eu acum ce trebuie să fac? Să mă uit la cordeală, nu? Te rog frumos, adu-mă un DVD! Adu-mă o plasmă de-asta mare să văd totul, să înțeleg mai bine cum te-ai cordit cu Radu! Iau! Gata! Că s-a stricat cordeala! Nu mai e cordeală. Viața Mariei atârnă de un fir de păr. Cele două femei n-au mai prins de multă vreme o mielușică pe seama căreia să se distreze. Ce faceți, băi, nenorocitelor, aici? Hai! Fata, ce te... La carceră cu ele! Carceră! Gata, Maria. Liniștește-te. Ai scăpat, gata. Sunt eu, Vlad, gata. Nu mai e nimic, gata. Hai că-ți promit că o să fie bine, gata. Liniștește-te. Te rog, iară de aici, dă-mă acasă. Mai, au plecat, iară, gata. Iară. O să fii sigură de acolo, gata. Liniște, gata, calmea asta. Au plecat, nu mai e nimeni, nu mai face nimeni rău, gata. Vreau acasă, dă-mă acasă. Te duc acasă, promit. Te duc acasă cât de repede pot. Gata. Iani a distrus CD-ul, dar e clar că Iulia nu se va mărita de bunăvoie. Trebuie obligată. Sora mea cu ce mai mă amenință, cu ce mai mă șantajează? Am 10 copii! Da, e o idee bună, de ce nu încerc chiar să le comercializez, fă? Nu, Iani, dar poate așa să înțelegi și tu că eu îl iubesc pe Radu și trebuie să fiu cu el. Iani, stai acolo. Sora lui Iani... Mami Ron. Nu, Iani, calmea. S-a filmat în timp ce face friki-friki. Doar ca să vezi tu să mă lași cu el atunci. Și acum ce trebuie să fac, fă? Să te las cu Radu. Să te ia Radu de revanță și o să mă mor cu aia. Eu nu vreau să fiu cu Dorel. Ia fii atentă, fă. Iani, de cât să mă omor eu cu aia? Iani, ce vrei să faci? Mai bine te omor pe tine. Nu, Iani. Ba da. Iani, stai acolo. Ba da. Iani, stai în genunchi, cer scuze. Nu stai în genunchi, nu cer scuze. Bine. Uite, eu mă pun acum în genunchi. Iani, te rog. Te rog frumos, Iulia. Iulia, mă mirolează să te omor. Iani, calmează-te, te rog, calmează-te. Taure, salvează-o că omor, mă duc la pușcărie. Iani, calmează-te. Taure, salvează-o că mă omor, mă duc la pușcărie. Iani, te rog. Pleacă, calmează-te. Pleacă din fața mea. Lasă-mă, Taure. Pleacă, fă jegoasă care ești. Cu
Nu mai pot. În timp ce toată familia e preocupată de soarta Mariei, Radu e bine mersi. A petrecut o noapte fierbinte cu Iulia. Ce faci, mă, acolo? Lasă-mă că mă gândesc. Băi, păi asta e poziția mea de gândire, mă. Așa și, ești tata. O moștenesc. Ia zi, ce ai făcut aseară? Aseară? Da. Am făcut mult, mult bip fierbinte și bip pasional și bip romantic și... E cuvântul ăla pe care tu nu poți să-l afli că ești minor? Aaa. Aha, da, am fost cu Iulia și am făcut... Aoleu, mamă! Maria are probleme și tu îți faci de cap, n-ai niciun stres, n-ai nimic. Hai, mă, ce mă interesează pe mine, bă, că toată lumea se gândește la Maria cu problemele ei. Băi, nu sunt sănătoși, băi, toți ar trebui să fie invidioși cum sunt eu. Așa ar trebui să fie pe Maria. De ce? Păi, cum adică ea stă închisă într-un loc numai cu gagici, numai cu femei, una și una? Păi aș da totul să o scot afară din închisoarea aia și să intru eu în locul ei. Deci, te-ai combinat cu Iulia? Nu, mă, cum să mă combin cu Iulia, nu. Nu mă combin cu Iulia. Ideea e că doar am avut o noapte lungă în care eu, ce pot să spun, am refulat din punct de vedere fizic pentru că aveam nevoie să mă... Înțelegi? Da, da, da. Cam atâta. N-am cum să fac mai multe cu Iulia pentru că mintea mea oricum stă la Raluca. Dar cu Irina ai mai vorbit și tu măcar? Cu Irina nu mai am ce să fac, nici nu mai am curaj să mă uit în ochii ei, mi-e și rușine pe cuvânt după ce i-am făcut ceea ce i-am făcut. Oricum, acum, mintea mea e numai la Raluca, la ea țintesc, atât, Raluca. Mare porc mai ești, Radule. Cornelia e la limita unei depresii, e îngrozită de frică pentru fetița ei. Maria e firavă și sensibilă, nu poate rezista în mediul acela. Dar cine și cum o să o salveze? Doamne, Dumnezeu, bă, ce sunt? El e. Uite-l că a venit. El e. Tata, ce faci? Vești proaste. Ce cu tine în uniforma asta? Am fost suspendat din funcție. Dumnezeu, cum adică? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Ce veste e asta? Am vrut să sustrag proba pe care o incrimina pe Maria de la dosar, cuțitul, și m-au prins. Și acum cum poți să o mai ajut? Acum ce face tata? Nu știu, sunt legat de mâini și de picioare. Cred că Vlad mi-a făcut chestia asta. Vlad, ce treabă are Vlad? De ce le face Vlad așa ceva? Vlad e cu familia ei pentru noi, nu înțeleg de ce. Nu știu, l-am suspectat de la bun început. Cred că vrea să-mi ia funcția sau nu știu ce are în cap băiatul ăsta. Ai, cu funcția, lasă-o încolo de funcție. Ce facem cu copilul ăsta? Cum o ajutăm pe Maria acum? O să mă gândesc. Măi, tată, noi avem problemele pe care le avem aici cu Maria și tu singura soluție... Măi, oameni buni, deci... la prima abatere zbor din poliție și poate mai grav, ajung în fața parchetului militar. Trebuie să găsim o soluție legală să ieșim. Adrian, ce soluție? Copilul stă acolo, se chinuie în închisoare, Dumnezeu știe ce este cu ea și prin ce momente trece ea acum și tu te gândești la soluții. Tată, dar dacă Diana și-ar retrage plângerea, ce s-ar întâmpla atunci? Ar fi nemaipomenit. Retragerea plângerii antrenează încetarea răspunderii penale. Nu mai răspunzi. Dar nenorocita asta o să vrea să-și retragă plângerea, Andrei. Trebuie să o fac cumva să vrea. Aflată din întâmplare în apropierea ușii, Irina a auzit totul. Și-a luat încă o palmă din partea acestui bărbat pe care încă îl mai iubește. Pare rău, dacă tu ai impresia că ai auzit ceva aici, să știi că noi glumeam doar atâta tot, nu făceam nimic. Vă las să discutați. Glumeai, nu? Da. Tu glumeai, Radule? Da. Tu glumeai, Radule? Da, îmi pare rău. Dar cât de nesimțit poți să fii? Da, știu, sunt un mare porc. Da, ești. Știu, merit toate palmele din lume, tot. Iartă-mă, știu și mai merit și altele. Uite. Pare rău, am greșit. Da, tu nu meriți nici măcar să mă uit la tine. Tu crezi că eu sunt proastă, dar tu crezi că eu o să alerg după tine? Tu ce crezi? Uite, iartă-mă, am greșit, dar uite, facem puțină dragoste și ne împăcăm și e totul. Poate facem dragoste, mă, în patul ăsta în care tu vorbești despre alte femei și în care noi am stat și am petrecut anumite momente aici. Radu, tu crezi că nu... Doamne, dar cât de proastă am putut să fiu ei? Haide, mă, dar iartă-mă, știi că nu sunt sănătos, că sunt bolnav când vine vorba de... Închide gura, nu mai vreau să-ți mai ascult toate palavrele. Da, mă, dar nu poți să te iei de mine, că e ca și cum mi-ai spune că sunt răcit. Doamne. Mai avem o discuție, nicio problemă. Nu mă deranjează. Păi ce înseamnă asta, doamne? Hai, explică-mi tu. Deci fii atent aici. Dacă vrei să mai lucrezi pentru tine, în momentul ăsta, dar în clipa asta, tu mi-o bagi pe ușă pe Raluca. Ai înțeles? Raluca, ai?
Îți dau ora, Luca, de nu poți să o duci. Ia spune-mă, prostovangle, ce-ai făcut Irinei din nou de a pleca plângând? Eu? Ce i-am făcut, mamă? Tu! Dar nu i-am făcut nimic, mamă. A venit, am avut o mică dispută verbală și atâta totul. A plecat, nu mai e nimic, s-a terminat totul între noi, mă înțelegi? Adică asta a fost tot. Oricum, ceea ce contează pentru mine în momentul ăsta este Raluca, mamă. Eu o vreau pe ea pentru că este foarte, foarte bună. E bună rău, mamă. E foarte, foarte bună să-și bată joc de tine. Băi, fraiere, nu pricep lucrul ăsta. Fata asta te-a luat drept fraier. Vlad și Diana sunt amândoi la Vila Mariș. Unul pe terasă, altul în casă. E mai sigur să nu fie văzuți împreună. Sunt atât de aproape de a-și vedea visul cu ochii. Da. Bună ziua, bună ziua. Dar ce faceți? Uite, mă relaxez puțin. Observ, observ. Eram în trecere și am observat ce bine vă relaxați. Ah, să înțeleg că tu mă vezi. Da, te văd, sunt în spatele tău, dar nu te uita. Ok, ok. Și că e mai ok să stăm la telefon, știi? Că nu se mai gândește nimeni că am avea o treabă în medie. Zim ce mi-ai făcut cu Maria. Să zicem că suntem din ce în ce mai apropiați. Și să zicem că deja începe să creadă că sunt salvatorul. Și apropo de Maria, zi-mi cu ăla, despre ție, fraierul ăla de Andrei, ce ai mai făcut? Uite, merge totul super bine. O să ajungă în curând în patul meu. Îți garantez. Și vezi să nu uiți nici de aparat, da? Să avem dovezi clare. Vlad, sunt o profesionistă, credeam că știi asta. Auzi, dacă tot mă vezi, nu crezi că ar trebui să dau bandajul ăsta jos? Mai ne simți tu. Mai târziu. Ce jocuri faci tu? Ce s-a întâmplat? Tată? Spune-mi, ce jocuri faci tu? Despre ce e vorba? Ce are? Ce jocuri? Cum adică despre ce e vorba? Despre ce e vorba? Că faci pe prostul cu mine? Nu fac pe prostul cu tine, dar nu știu despre ce e vorba. Nu te enerva mai, Valeria, mă, și nu mai da vina numai pe el tot timpul, draga mea. Spune-mi și mie, de ce l-ai sabotat pe Adrian? Tate, unde ți-a venit și asta? Cum e că l-am sabotat pe Adrian? Am vorbit cu Andrei. Așa, și? Și mi-a spus că Adrian a vrut să o ajute pe Maria și tu l-ai dat de gol. Cred că n-ați înțeles bine, a fost vorba de un control. N-am avut eu nicio treabă cu nicio... Cum ai că să sabotez eu pe Adrian? Hai, hai, hai. Uite că nu te cred. Lasă vrăjeala asta. Hai că tu ai impresia că eu mi-aș sabota familia, mi-aș trăda familia, n-aș ajuta-o pe Maria, care e familia noastră până la urmă. Auzi? Care familie? Tu nu faci parte din familia asta, să-ți intre bine în cap. M-am cam săturat de asta, cum nu faci parte din familia noastră. Știi ceva? Va trebui să mai treacă cât ca să mă accepti? Să vezi că sunt fratele tău și că nu fac rău nimănui. Cât mai trebuie? Ce trebuie să mai fac? Știi ce? 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 Ești un șmecher. Da, asta crezi? Se vede din privirile tale. Vlad, îmi cer iertare pentru ea. Pur și simplu este în faza aia nenorocită, când nu mai are încredere nimeni. Caută vinovați pentru tot ce s-a întâmplat. Sorin a primit un SMS de la un număr necunoscut prin care era informat că Irina e însărcinată cu copilul lui și că va face o întrerupere de sarcină. Într-un suflet, tânărul a venit să se convingă. Da, da, tanța. Bine, bine, bine. Hai că vorbim mai târziu. Te pup, te pup, pa. Domnișoara Prvulescu, v-au ieșit analizele și, din păcate, situația este puțin mai complicată. Păi, de ce? Nu puteți să faceți un avort. Există niște riscuri pe care noi nu ni le putem asuma și, din păcate, va trebui să păstrați copilul. Stați un pic. Cum adică? Ce vreți să spuneți? În mintea lui Radu a încolțit o nouă idee. Bună, proastă, vom afla imediat. Ce faci? Bine. Tu ce faci? Bine. M-am duc jos. Bravo. De unde ai alea? Cum de unde le-am? De la unchiul Vlad. Nu lucrează în domeniu, le-am subtilizat puțin. Și ce dori să faci cu ele? Băi, o să-ți arăt imediat. Da, taci din cură. Irina trebuie să păstreze copilul. Așa impune starea ei medicală. Iar Sorin a auzit tot. Doamne, eu nu vreau să păstrez copilul. Eu de asta am venit aici. Cred că nu ne-am înțeles bine. Doamne, vă rog frumos să-mi spuneți că nu e adevărat și că puteți să mă ajutați. Domnișoara Prvulescu, eu nu glumesc. Vă rog frumos, deci, doamnă. Vă rog frumos, spuneți-mi că puteți să mă ajutați. Nu pot să fac asta.
De ce? Ce s-a întâmplat? Nu am cum, doamnă, vă rog frumos să mă înțelegeți, nu am cum să păstrez copilul. Domnișoară, haideți să ne liniștim și explicați-mi ce s-a întâmplat cu tatăl copilului. Tatăl copilului, doamnă, tatăl copilului, Sorin nici măcar nu are de ce să se implice într-o relație în care nu există, mi se pare absolut normal. A fost doar o aventură, doamnă, nu pot să mă duc să-i cer nimic. În momentul în care am vrut să-i zic de copil, mi-a zis că iubește pe altcineva, cum puteam să mă bag peste el? Sorin are o viață și eu am altă viață. Doamnă, vă rog frumos să mă înțelegeți că nu pot să apelez la el. Tatăl copilului nu există. Domnișoara Părvulescu, haideți să ne liniștim. Un copil nu este... poate aduce multă bucurie în viața ta, crede-mă. Doamnă, dumneavoastră, credeți că eu nu-mi doresc un copil? Normal că îmi doresc un copil și eu. Vreau să am un copil, dar nu așa. Înțelegeți-mă, nu fac din plăcere lucrul ăsta, nu-mi face plăcere, nu vreau să fac lucrul ăsta, dar nu am încotro. Și vă explic încă o dată, dacă dumneavoastră nu mă ajutați, eu fac orice ca să fac asta, orice. Efectiv, nu am... este peste puterile mele să pot să te ajut într-un fel, dar trebuie să te liniștești. Dar vreau să nu înțelegeți, puțin. Eu fac avortul orice ar fi. Irina, uite cum facem, liniștește-te puțin. Liniștește-te, eu să încerc să te ajut într-un fel. Uite, o să-ți dau numărul de telefon al cuiva care măcar se pricepe și măcar există riscuri mai mici, da? Te rog, așteaptă-mă. Dumneavoastră chiar vreți să mă ajutați? O să încerc să te ajut cum pot. Doamnă, vă mulțumesc enorm. Enorm că faceți asta pentru mine. Credeți-mă că nu am altă variantă și nu o fac din plăcere. Vă rog frumos să înțelegeți asta. Îmbrăcat în uniformă, Radu supraveghează traficul pe scările Vilei Mariș. Are de făcut o captură importantă. Dacă iese, s-a scos pe viață. Hai! Au! Liniște, ești arestată, treci! Ce faci, măi? În dormitor, liniște. Ce faci, măi, nebunule aici? Liniște, te rog frumos! Agent Ionuț, am adus-o, te rog frumos, notează acuzațiile. Spune. Domnișoara este acuzată de trafic de bunăciune, posesie ilegală de, știi tu, notează-te rog frumos, și bineînțeles coruperea organului legii. Hai! Deci notează și concluzia, te rog frumos. Domnișoara, nu vă mai mișcați. La ce concluzia condamnă? Este ilegal de bună și o vom aresta. La ce condamnăm? Păi ceva ușor pentru domnișoara, pentru că este la prima abatere. O vom condamna la o viață alături de mine, agent. Te rog frumos, notează acolo. Două secunde, pentru că trebuie să o arestăm, ca să fim siguri că nu va scăpa domnișoara. Agent Ionuț, te rog frumos, poți să părăsești camera de detenție. Da, mai vreau și eu să stau. Agent, eu nu și-am vorbit noi mai devreme, te rog. Nu, bine. Continuă-ți îndatoririle afară, te rog. Mă lași cu suspecta. Gata! Acum nu mai poți fugi de mine. Andrei se află într-o situație critică. Eliberarea Mariei condamnă pentru totdeauna căsătoria lor. Ce să facă? Să-i cedeze Dianei sau să o lase pe Maria în pușcărie? M-ai chemat. Te deranjează dacă în culisă? Bine, hai că în culisă. Te rog frumos, ia-mi loc. Ți-era doar de mine? Zi-mi, te rog frumos, ce vrei de la mine ca să renunți la plângere. Ți-am spus. Vreau o noapte de dragoste cu tine. Dar uite de la mine, te rog. Ok. Ok, dar vreau să-mi promiți că dacă fac treaba asta, uite de la mine. Vreau să-mi promis că dacă facem treaba asta, renunț la plângere și la toate acuzațiile și la toate prostiile, la toate mizerile pe care le-ai făcut. De ce zici că sunt mizerii? Ți-am zis că te vreau. Și ți-am promis că dacă o să facem asta, retrag plângerea împotriva Mariei. Ok. Bine, dar hai dacă facem chestia asta, hai să o facem să fie... Ești de acord? Da, sunt de acord. Facem o chestie repede, mecanică, te rog mâine tot, da? Ce înseamnă mecanică? De ce te grăbești? Da, hai! De ce te grăbești? Te rog, hai vreau, să... Vreau să ne simțim bine amândoi și crede-mă că va fi cea mai bună decizie pe care ai luat-o. Ai auzit? Andrei, uite-te la mine, te rog. Auzi? Da. Aud. Nu putem să facem treaba asta fără să...
fără prea mult contact fizic, adică nu mai... Nu, Andrei, nu putem să facem treaba asta și dacă mai faci multe nazuri, poate mă răzgândesc. Raluca a fost luată pe sus, arestată și condamnată. Ia să vedem ce părere are ea despre justiție. Sincer, chiar ați fost haioși. M-ați făcut să râd, mai ales eu nu ți-e mai simpatic decât tine. Liniște, domnișoară, te rog frumos să amintești că ești pusă sub acuzație. Din acest moment vei fi condamnată, iar dreptul tău este să nu spui nimic. Și bineînțeles, vei fi condamnată la o viață alături de mine. Hai să facem dragoste. E pedeapsa dumneavoastră, îmi pare rău. Cum putem noi face dragoste cu asta la mână? Păi nicio problemă, uite. Au. Au! Nu, nici așa. Nu e bine. Deci? Mamă, nici eu nu pot să fac dragoste așa. Dă-l încolo de cătușă, nu mai am nevoie de el. Facem dragoste fără cătușă, domnișoară. Nu, stai că am eu alte idei. Așa, foarte bine. A, pe mine? Exact. Așa, da, îmi place, hai să ne jucăm. Perfect, leagă-mă și de asta. Of, da, 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 pedepsește-mă rău. Trebuie să te pedepsesc, ai fost obraznic. Da, 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 am fost obraznic și am fost rău, obrut. Am fost un nesimț. Pedepsește-mă rău de tot, am fost un băiat rău de tot. Așa, m-ai întins. Așa, întins, 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 întins. Hai, hai, poți să, nu, da, nu mă desfaci? Te las. Cum adică mă lași așa? Păi hai să facem dra... Dar nu poți să te pedepsesc acum, că nu prea am timp, înțelegi? Păi... Și asta o păstrez eu. Păi stai mă, și doar un pupic atâta? Nu, păi și cine-mi dă și mie drumul? Alo! Nu! Cu ce ți-am greșit eu de data asta, spune? Adică să mă mulțumesc cu un pupic atât? Mădălin tocmai ce a intrat în casă. Are multe pe cap. Starea lui Andrei, detenția Mariei, complicitatea suspectă dintre Vlad și Diana. În plus, mai sunt și problemele lui personale. Ce faci, mame? De două zile încerc să dau de Iulia și nu dau nimic, nu dau de ea, nu știu nimic de ea, nu am niciun semn de lei. Auzi, dar mai las-o în plata domnului, că până la urmă noi avem probleme mult mai importante de rezolvat. Iulia este ceva foarte special în viața mea. Și tu trebuie să înțelegi că o să găsești ceva mult mai bun. Bine, ok, cum spui tu. Ia zi, Andrei ce face? Cum e? Unde e? Cum se simte? Andrei distrus, mamă. S-a încuiat la el în cameră și nu vrea să fie deranjat. Și nu vrea să vorbească cu nimeni, nu vrea să vadă pe nimeni. Zici că e sus, ha? Băi, Andrei! Sorin se întoarce și el acasă. Tot drumul s-a gândit la copilul pe care l-așteaptă Irina. Copilul lui. Țara arde și baba se plimbă cu tramvaiul. N-am fost să mă plimbă, frățiorul meu. E. Am fost la Irina, la spital. Însărcinat-o copilul meu. Mamă, ce nasol. Și ce vrei acum? Să-i dăm pensie alimentară? Îi trimit câteva cisterne cu lăptișor? Treaba nasolului e că vrea să avorteze. Las-o avorteze, căci așa nu ne trebuie copii prin casă. Mamă, dar am remușcări, frate. Mă simt aiurea. Să știu că eu o să aibă un copil cu mine și o să-l și avorteze. Copii, Irine, Raluci... Numai la asta ți-este ție gândul. Femei, să te simți tu bine, să te plimbi, să mănânci, să bei, să te distrezi și problemele casei sau ale clanului nu te interesează. Hai, lasă frate, că nu te-am neglijat. Știi ce a făcut scumpa ta surioară? Ce a făcut? S-a filmat cu Radu, zis lici un pi și un metru sub clanță, făcând dragoste. Și acum am amenință că duce înregistrarea la Dobrița acasă. Te-a cam strâns cu ușa, frățioare. Cu ușa, dar nu face nici canci. Știi de ce? Că mâine îl iau pe Gigi și mă duc și aranjez nunta frumos cu el. Pe urmă, o iau pe scumpa ta surioară, o duc la doctor, o pun să-i dea câteva zeci de copci, o fac nouă, scoasă din cutie, o virginizează la loc și gata treaba. O să creezi un război între tine și ea dacă faci lucrul ăsta. Știi care e problema? Nu mă interesează dacă creezi un război între mine și sora mea. Mă interesează că mi-am pus obrazul pentru sora mea și Iulia se va căsători cu Dorel. Uite așa la tine și nu-mi vine să cred ce ți se păgură. Știu. Un tiran ești. Sunt un tiran. Da. Știi care e problema? Tiranul ăsta care e în fața ta
Dacă nu era, tu și Iulia mureați de foame. Vă întindeați pe jos ca viermișorii, milogilor. Și încercați să nu mai trăiți din bazme și din povești, da? Încercați să trăiți din realitate. Mădălin i-a surprins pe Andrei și pe Diana sărutându-se. Are sentimentul că ceva e necurat la mijloc. Fă ce auzi faci? Băi, Mădălin, te rog frumos, lasă-ne în pace, am spus că vreau să nu fim deranjați, te rog. Ai auzit? Băi, Andrei, tu ai nebuni definitiv. N-am nebuni definitiv, vreau să respect decizia asta, te rog foarte mult. Ce decizie, mă, cu asta? Da, cu ea, pentru că trebuie să o salvezi pe Maria, punct, da? Cum o salvezi, mă, băiatule? Cu nenorocita asta care nu vrea decât să distrugă relația. Nu are ce să distrugă, aici vrea pur și simplu treaba asta, e un schimb, eu îi ofer asta, eu îmi ofer libertatea Mariei și asta e, punct, altceva n-am ce să fac. Pa? Ia vină, fă-mi tu cu așa afară, hai, Andrei, spune, ce Mădălin, mă, ce Mădălin? Andrei, spune-i să înceteze că tu ai de pierdut. Mădălin, te rog, respectă-mi treaba asta, te rog. Îți respect treaba, hai, Roia, dă-i drumul de aici. Băi, omule, tu-ți băi joc de mie, Andrei, din că... uite-te la mine, Andrei, uite-te la mine. Mă, tu-i sănătos. În toată casa asta, dacă am pretenții la cineva, acela ești tu. Da, mă, dar nu poți să o las să-și bată joc de Maria în halul ăsta, omule. Andrei, te-a șantajat? Mă, da, șantajat? Da, mi-a zis că dacă fac dragoste cu ea, îi trage acuzațiile. Tu trebuie să înțelegi o dată, pentru că eu nu-ți vreau ție răul. Tu făcând chestia asta, nu salvezi nicio relație, mai rău nenorocești. Te rog frumos, ai încredere în mine. Pe domnișoara Diana, o să o fac eu, să-ți retragă toate afirmațiile și toate declarațiile și tot ce vrei tu. Nu mai te implor, nu face vreo prostie pe care să o regrezi mai târziu. Andrei, e singurul pe care ți-l cer, gândește-te la Maria, gândește-te la relația voastră. Băi, te rog, eu mă, dacă poți să mă ajungi, dacă poți să faci chestia asta, aș rămâne. Deci sunt disperat, pur și simplu, nu știu dracu să fac asta, vrea de la mine, aia e singur, acolo sunt terminat, tu știi cum de sunt terminat. Maria nu-și poate vedea încă familia, dar a obținut o întrevedere cu Maica Filoftea, consilierul ei spiritual. Maria, se pare că Dumnezeu te încearcă din nou, copila mea. Ce s-a putut întâmpla cu tine? Credeți-mă că nici nu știu unde să caut răspunsurile ca să știu de ce mă aflu aici. Cum am putut eu să fac acel lucru, să iau cuțitul și să... De ce? De ce Andrei a făcut acest lucru? De ce era cu ea în brațe? De ce a trebuit să fac chestia asta? Nu pot să înțeleg. Maria, Dumnezeu este mare. Este nemărginit de milostiv. Roagă-te, Maria. Roagă-te că Dumnezeu te va ajuta. Asta fac, mă rog, la Dumnezeu. Și cer ajutor, îi cer un răspuns. Îi cer să mă ducă pe o cale bună. Să nu mai fiu aici, să... Ai credință, Dumnezeu te va ocroti. Dar era cu ea în brațe, o ținea în brațe, o săruta. De ce? De ce pe ea? De ce? De ce nu a așteptat? Maria, eu l-am cunoscut pe Andrei. Părea un băiat foarte serios și mai ales te iubea enorm. Fi fost o rătăcire de moment. De ce? De ce? Chiar crezi cu adevărat că te-a înșelat? Ai convingerea asta? Se săruta. Maria, roagă-te la Dumnezeu și privește adânc în sufletul tău și cu siguranță vei primi un răspuns. Sper să găsesc acest răspuns. Maria, tu ești o ființă binecuvântată, ești un copil bun și întotdeauna să știi că Dumnezeu va veghea asupra ta. Eu sunt alături de tine. A doua zi, undeva pe la prânz, Raluca încă se mai amuză de reprezentația lui Radu de aseară. Până la urmă, băiatul e simpatic. Am venit să te arestez. De unde ai? De unde crezi tu că o am? De la Radu. De la Radu? Da. Dar ce m-a făcut nebunul ăsta? Aseară avea chef de scenete, el era polițist și vrea să mă aresteze, pentru că sunt ilegal de bună. Măi, Anda, să știi că el are o latură așa haioasă și mă bine dispune. Te bine dispune. Mă înveselește. Ca da, să nu zici că ai început să te atașezi de el. Dacă ar fi să mă îndrăgostesc, mai degrabă m-aș îndrăgosti de băiatul cu florile. Tu ai grijă cu dragostea asta, în primul rând. Că din câte știu, tu ai un plan. Și dragostea încurcă plan. Dar hai să-ți arăt ceva care te va bine dispune din partea mea și poate nu o să te îndrăgostești de mine așa mult. Ce ai acum? O poză cu Delia și Sorin de la nunta lor. Abia aștept să-l văd.
Iulia s-a trezit de curând, dar Sorin e grăbit. Au multe lucruri de vorbit. Clanul Dobriță și copilul Irinei nu au timp să aștepte. Am auzit că te-am persecutat, frate-mi, aseară. Ei, n-am persecutat. Pupăcește-mă. Sunt foarte fericită și nimic nu mă mai întristează. Știi de ce? Pentru ia că uimește. Seara am petrecut cea mai frumoasă noapte cu Radu. Da? Da. Dar tu știai că Iani o să te mărite cu Dobriță? Tot o să te mărite? Știi ceva? Nu mă interesează nimic. Și știi de ce? Pentru că știu ce am de făcut ca să fiu cu Radu. O să iau mare țeapă. O să iau mare țeapă, așa crezi tu. Dar știi de clanul Dobrița că sunt oameni foarte influenți și o să riști un război, surioară. Știi ceva? Lasă-l pe Iani să rezolve toate problemele. El a cusut-o, el s-o descoase. Dar tu de ce ești așa trist? Am aflat că Irina e însărcinată, copilul meu. Anda s-a gândit să-i facă o bucurie Ralucăi și i-a arătat câteva dintre pozele de la nunta Deliei cu Sorin. Doamne, ce frumoasă era sora mea. Era foarte frumoasă, așa e. Da, n-am noroc nici de data asta. De ce n-ai noroc? Uită-te și tu la fotografia asta. E rupt, Anda. Nu pot să cred. L-a tăiat Delia cu Sorin. Tu râzi. Mi se vede aici un sfert de cap. Parcă i-am făcut. Tot timpul când sun la un pas să-l cunosc pe ăla, se întâmplă ceva. Ceva în favoarea ta. Cum adică în favoarea mea? Eu cred că nu e bine să-l cunoști. Și să lași la o parte sentimentele astea de răzbunare, de ură și să-ți vezi de viața ta. Vreau să-l cunosc pe Nemer Nicola și vreau să-l distrug odată. Vreau să-l privesc în ochi, să știu cu cine am de-a face, să știu pe cine trebuie să mă răzbun. Eu nu știu nimic. Și tu ai spus că mă ajuți. O să-l sun pe Sorin. Așa, și? Și o să-l invit la o cafea. Iar tu, pentru că mi-ești prietenă, o să te invit și pe tine. Și o să fiți tu, Sorin și eu în același loc. Cu ocazia asta o să-l cunosc. Doamne, ce nemernic. Tu-ți dai seama ce om e? Cât rău a putut să-i facă? Nu e chiar așa nemernic, să știi. El chiar e un băiat finuț, dacă ajungi să-l cunoști. Anda, este cel mai vinovat dintre toți. Pentru că a obligat-o pe Delia să se mărite cu el. Și trebuie să sufere. Sorin poate deveni tătic sau nu. Iulia se poate mărita cu Dorel sau nu. E foarte complicat în ambele cazuri. Felicitări, o să fii tătic! Nu e chiar momentul de urări, surioară. Fiindcă ea nu vrea să țină copilul și plus de asta e cam riscant. Păi păstrați-l atunci! Păi nu prea avem cum să-l păstrăm. Știi bine că eu sunt drăgăsit de Raluca și plus de asta ea nu știe că am aflat care copil. Mamă, ce situație complicată! Păi și ce o să faci? Nu știu ce să fac. Pe de-o parte vreau să fiu cu Raluca, pe de altă parte vreau copilul, dar nu este posibil și vreau ca Irina să fie bine, nu vreau să pățească ceva. Dar rămâi cu Irina. Și să visezi toată viața la Raluca? Dar poate o să uiți. Nu prea cred că sunt șanse, surior. Mi-a intrat la suflet, nu știu. Mi-a făcut ea ceva, are ceva ăla al ei. Da. Anda? Da, Anda. Nu prea pot acum, că am niște probleme. Spune-mi la telefon ce s-a întâmplat. Bine, am înțeles. Hai cu să ne vedem. Te pup, papa. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, era Anda, mai zic că e urgent că trebuie să ne vedem. Păi fugi! O știi ceva de Irina? Te pup. Hai grijă ce faci. Te pup. Mădălin s-a întâlnit cu Capone. Are nevoie de o părere și de o mână de ajutor ca să scape de intrușii din Casa Mariș. Știi, mă, de ce te-am chemat acum aici? Ia zi, frate. Pentru că vreau să strângem pe cineva cu ușa să-ți retragă o declarație. Să intimidăm. Știi că merge. Bă, data asta să zici că nu merge. Femeie, găină, bătrână, haladită, nu pune botul la așa ceva. Vrei să sechestrăm atunci? Bă, poate o să și sechestrăm, dar poate chiar o să lichidăm. Păi stai, Mădăline, că dacă e vorba de lichidat, e vorba de mai mulți bani, știi doar. Tati, chestiile astea au prioritate. Tu înțelegi? Și se fac rost de bani. Hai să zic eu altceva. Clanul Mamiron e într-un mic război cu clanul Dobriță. Dobrițenii? Exact. Ăștia din București? Stai, mă, că ăștia sunt cei mai șmecheri toată zona. Exact. Și dacă intrăm și noi pe felie, Mamironii o să dispară cât mai lejer. Adică tu vrei să zici să punem gaz pe foc? Cam așa. Și de la ce s-au luat ăștia, mă? Am înțeles că sora Mamironilor, așa, a vrut să se ia cu unul Dobriță și ea i-a dat țeapă lui. Păi stai, mă, Mamironii au soră?
Da? Păi eu nu știam. Una brunetă, înaltă, arată bine. Cum o cheamă pe asta? Iulia Mamiron. Stai că parcă am și niște poze cu ea în telefon, de la o nuntă. Ia arată-mă, că chiar sunt curios. Peste noapte, Vlad a devenit cel mai bun prieten al Mariei și totodată salvatorul ei. Acum are încredere deplină în el. Bună, Vlad. Sunt foarte liniștită și îți mulțumesc din tot sufletul că m-ai scăpat de femeile alea. Chiar am dormit foarte bine. Nu, am făcut și ce am putut, știi? Ți-am spus că o să fiu vreun de tine. Acum și mai târziu și... Ești un prieten minunat. Ia zic, cum e aici? Cum ești? E ok. În momentul ăsta e ok, dar vreau acasă, abia aștept să plec. Și am stat și m-am gândit. Aș vrea să-i spui lui Andrei că vreau să-l văd. Da, de ce vrei să-l vezi pe Andrei? Din cauza lui ești aici. Da, dar m-am gândit mai bine. Diana este de vină. El mă iubește și vreau să ne împăcăm. Eu știu că el n-ar face așa ceva niciodată, nu m-ar înșela. Da, dar era totuși în brațele, adică... Nu știu, eu dacă aș vedea-o pe... Este planul ei, sigur, eu sunt sigură de acest lucru. Andrei nu poate să facă chestia asta, mă iubește prea mult. Și vreau să-l văd, vreau să ne împăcăm. Te rog să-i spui. Sigur, o să-i spun, îi spun. Și vreau să o anunț și pe mama, că mă simt bine și dacă se poate să vină să mă vadă. Chiar lasă să vorbim acum, că știi că nu ai momentat voie la vizită. Îmi pare rău, în weekend nu se poate. De luni încolo, dacă o să fie... Vlad, vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul că ești lângă mine. N-ai. Și că nu m-ai lăsat. N-ai pentru ce, e plăcerea mea până la urmă. Eu trebuie să plec pentru că o să pună masa și nu mai am când să mănânc. Deja? Da. Ok. Te pup, papa. Te pup, papa. În capul lui Mădălin s-au aprins niște beculețe. Să fie adevărat, să fie aceeași Iulie. Uite-ți. Asta e sora Mamironilor? Da, frate. De ce? Bă, fir rar, mă, s-a... Ce-i, Mădălin? Hai, e gagică mea, mă. Cum o să fie gagică? Iulia Mamironi e gagică mea. A fost la noi în casă ca menajeră. Păi înseamnă că ăștia au infiltrat-o. E clar acum. Capone, mai mă, pistolatin? Cum să... Știi că arsenalul e mereu la mine. Capone... O să iasă măcel, mă. Băi, Mădăline, iar a avut fața aia de dement. Iulia... Habar n-ai tu cu cine te-ai pus. De dragul prietenei ei, Anda i-a dat o întâlnire lui Sorin. Așa o poate ajuta pe Raluca să o răzbune pe Delia. Mm-mm. Văd că nu. Trebuia să ajungă dacă am întârzie. Nu e stilul lui, să știi, totuși. Deci e un interlop, dar mai serios, așa? E un interlop, nu e interlop. Ți-am zis, el e un băiat mai finuț dacă ajungi să-l cunoști. Frații lui, da, dar el nu e, crede. Anda, pentru mine e un nenorocit și vreau să dispară de pe fața pământului. Fată, uite, cu cuvintele sale tale mă și sperii. Mai și râzi, mă, o să mă usuc. Nu mai vorbi așa. Doamne. Opa! Luca! Nu-mi vine să cred. Asta e mâna destinului. Mircea, Eugen și Andrei s-au adunat în cramă. Au un consiliu de familie. Împreună trebuie să o scoată pe Maria din închisoare. Andrei, și noi suntem, la fel ca și tine, bulversați. Toate zilele astea am luat legătura cu avocații noștri, care știi foarte bine că sunt cei mai buni din țară. Ia te uită! Până acum nu prea-ți păsa de problemele familiei. Te treziști așa deodată? Bine, Eugen, ok, ai dreptate. Am făcut foarte multe greșeli, dar crede-mă, o să mă schimb la 180 de grade, o să vezi că o să fie un alt Mircea. Eu știu ce să zic, cred că totul ticălos ai rămas. Hei, vă rog frumos, chiar nu e cazul acum să începem cu dispute de-astea, probleme vechi. Faza e că Maria e la închisoare și eu nu pot să fac nimic să o ajut. Și aici avem nevoie de toate relațiile pe care le ai tu, bunicule, sau... Le are și Mircea, trebuie să facem cumva pentru că ea acolo nu rezistă. Credeți-mă, ea acolo nu rezistă.
Așa e, trebuie să discutăm constructiv, să vedem ce, cum o scoatem la capăt. Mă, de cum o știu eu pe Diana? Crede-mă, când vede banii, îi fac ochii în cap ca la... Da, fiu, știu asta, știu, ca la aparate, dar pe mine nu, ea nu vrea bani. Trebuie să accepte. Nu o să accepte nimic ca până la urmă și o să rămânem în situația asta dacă nu facem ceva. Salut, băieți. Salut, Ana, pe lac. N-am vești foarte bune. Aolo, nu mă ține așa, te rog frumos, zi-mi ceva de bine, te rog. Maria are probleme serioase în pușcărie. Cealaltă colegi o hărțuiesc și e... Vlad, nu poți să ajut cumva, nu știu să... Crezi că n-am încercat? E și familia mea până la urmă, știi? N-am reușit. Și mai mult decât atât, am fost amenințat că o să fiu și dat afară ca taică. Vlad minte că Maria are viață grea în închisoare ca să-l oblige pe Andrei să cedeze în fața avansurilor Dianei. Rămâne de văzut dacă planul lui diabolic va da roade. Raluca l-a întâlnit iar pe Sorin. Oare va afla astăzi că băiatul acesta drăguț este cel pe care vrea să se răzbune? Băi băiatule, tu chiar nu ai înțeles mesajul meu? Te rog să mă lași în pace, nu m-am mai urmărit. Și mie mi-a fost dor de tine. Să nu te mai urmăresc? Stai liniște, Ralucuța dragă, că n-am venit aici pentru tine. Am venit că am și o întâlnire. Măi, deci te rog, lasă vrăjeala asta și nu mai insista, lasă-mă în pace. Oricum pot pleca că aștept pe cineva. Da? Așa răutate, mă, Sofie. Uite, dragă, că nu pot te așteptam, uite, chiar aveam întâlnire. Te rog frumos, lasă vrăjeala asta ieftină de București, că nu sunt proastă, da? Măi, să știi că nu-mi vine să cred cum ești. Eram dispus să fac totul pentru tine. Să risc chiar și un copil. La cum ai intrat la suflet. Dar bine că ți-ai arătat adevărata față. Acum o să fiu sigur de ceea ce o să aleg. Mersi frumos. Mă lași în pace? Cum să nu? Îți doresc o seară cât mai plăcută. Și... să știi că putea să fie ceva frumos între noi doi. De ce te-ai certat cu el? Cum adică de ce m-am certat cu el? Păi ăla e băiatul cu florile, cu afișele și cred că m-a urmărit până aici. Tu știi, fată, cine era ăsta? Cine era ăsta? Sorin Mamiron! Cum adică? Da, Sorin Mamiron, fostul soț al Deliei! Doamne Dumnezeule! Doamne, nu pot să cred. Iulia e sechestrată la domiciliu, iar Tauru e însărcinat cu supravegherea ei. Treaba asta nu e deloc ușoară, mai ales că vor avea și musafiri. Tu chiar nu mă lasă ies? Tu mă la tine în cameră, că nu vreau să mă cer cu frac, tu vine la țipă în cap, du-te. Deci dacă nu mă lasă ies, o să sar pe geam. Băi, Iulia, crezi că sunt Sorin? Mă crezi stâmpit, așa, du-te la tine în cameră, că până o să am probleme cu ăla. Du-te și deschide mai bine. Stai aici, nu te mișc. Am ajuns să-mi dai tu ordine. Ce-i cu tine aici? Lasă-mă la jos. Am venit în vizită. Băi, ești tâmpit, lasă-l la jos, drecu. Iulia! Mă, Daniel, lasă-l la jos, frate. Hai, Iulia, vină mai repede și tu. Stai, mă, acolo, veni că ieri. Mă, Daniel, ce cauți aici? Băi, ești tâmpit. Te căutam pe tine, Iulia, mă, Miron. Gândește-te bine dacă o iei, poți să-ți ia diodul la viață. Eu te iubesc foarte mult și nu vreau să te pierd. Sper că spui adevărul, Iulia. Spuneți-mi unde este, pentru a nu face vreo prostie. Sunt foarte fericit. Sunt disperat. Înțelegi un om disperat? Pentru tine, Maria, o fac pentru tine. Câștigătoarea va primi o noapte fierbinte de dragoste alături de mine. Băi, cine sunt eu, mă? Divele mele, veniți lângă mine. Tu ești nebun de legam, măi, băiatule. Casa aia mea, ușa aia lor, poate să le dea drumul pe stradă la copii, da? Radule, te-ai tâmpit, mamă? Așa m-am născut. De mereu mă rășează din mândarat, tu, Iani.